Adolescența este una dintre cele mai delicate perioade, presărată cu o mulțime de schimbări și experiențe noi. Este vârsta marilor schimbări corporale, a primilor fluturi în stomac și a experiențelor sexuale, dar și a marilor decizii legate de direcția și scopul propriei vieți. Despre toate acestea vorbește la Dare Ghinteve în cadrul emisiunii Scul TV, medicul ginecolog Viorel Feier. Adolescența este precedată de pubertate. Pubertatea, practic, este începutul maturizării copilului și a trecerii de la copilărie înspre maturitate. În momentul pubertății, în momentul instalării pubertății, apar primele semne care sunt specifice sexului masculin sau feminin. Apar modificările la nivelul corpului, apar modificările la nivelul, în ce privește fetele. Fetele încep să devină din ce în ce mai femei, apar modificări ale sânilor, modificări ale organelor genitale, modificări hormonale, deosebit de importante, care se instalează în timp. Există 3 stadii ale adolescenței, fiecare din ele cu particularități și caracteristici. Adolescența timpurie, care începe în jurul vârstei de 11 ani la fete și 12 ani la băieți, adolescența mijlocie, la vârsta de 13-16 ani la fete sau 14-17 ani la băieți, și adolescența târzie, care poate ajunge până la 21 de ani. Aceste perioade sunt însă esențiale pentru dezvoltarea persoanei și pentru pregătirea vieții de adult. Există și anumiți factori care îi influențează pe adolescenți. Părerea mea este că mai ales anturajul. Oricât de multă grijă ar avea familia, oricât de multă relație deosebită ar exista între părinți și copii, anturajul este cel care la un moment dat își pune amprenta pe foarte multe din deciziile pe care tinerii le iau în zilele noastre. Este vorba despre debutul vieții sexuale, este vorba despre alcool, despre fumat, despre o mulțime de factori negativi. Lucrurile bune se pare că sunt mai puțin promovate decât lucrurile proaste din viața unui copil. Mai multe despre tainele adolescenței veți putea urmări în emisiunea Scul TV, moderată de Andrada Șerban, vineri 17 iunie de la ora 19 la Dare Ghinteve.